găsit la știri, sunt Silvana Vorovenci. Ursul a făcut o nouă vizită la cabana Postăvarul. Animalul a încercat și de această dată să intre în cabană în căutare de hrană, dar a fost alungat de cabanier ajutat de un jandarm. Răzvan Iancu ne spune mai multe. Bun găsit, ursul care dă târcoale cabanei Postăvarul de mai bine de două săptămâni a încercat din nou în această dimineață să intre în cabană în jurul orei 4, însă a fost alungat de către cabanier și de către jandarmul care stă în permanență acolo. Vineri seară însă, în jurul orei 19, ursul a reușit să intre în cabană de unde a luat o pungă cu zahăr și o cutie cu bomboane, însă fără să rănească pe nimeni. Cabanierul le cere ajutorul autorităților pentru că se apropie sezonul de schi, iar în această perioadă foarte mulți turiști vin să se cazeze la cabana Postăvarul. Proteste duminică seară în centrul Brașovului. Peste 1000 de oameni și-au dat întâlnire în fața prefecturii, acolo unde și-au strigat nemulțumirile împotriva guvernului. Protestul a durat mai bine de 2 ore. Oamenii au întins un tricolor imens în Piața Sfatului. Oamenii și-au exprimat nemulțumirea cu privire la ordonanța de urgență a guvernului de modificare a codului fiscal, precum și față de proiectele de modificare a legilor justiției. Organizatorii protestelor spun că modificarea ordonanței de urgență publicată în Monitorul Oficial a avut și efecte imediate, precum creșterea euro și creșterea prețului combustibilului. Scânteia Revoluției declanșată în 15 noiembrie 1987 la Brașov a scos din nou în stradă sute de brașoveni chiar și după aproape 30 de ani. De data aceasta, în amintirea momentelor de atunci, oamenii au luat parte la cea de-a 28-a ediție a crosului 15 noiembrie. Pe 15 noiembrie 1987 la Brașov s-a scandat pentru prima dată jos Ceaușescu. Nemulțumiți din cauza tăierilor salariale, peste 10.000 de muncitori de la uzina Steagul Roșu au ieșit în stradă. Un număr de 61 de persoane au fost condamnate și deportate. Arestării, peste 400 de persoane au fost arestate. Deportările au fost pe viață. Deci noi, dacă trăia Ceaușescu și acum, noi eram deportați. În fiecare an, traseul de aproape 5 km și jumătate este refăcut în alergare. Și anul acesta, peste 1000 de persoane din țară și străinătate s-au înscris la cross. A 10-a oară, sunt din Deva, vin aici în semn de respect pentru greva ce au făcut-o, ascultam la Europa Liberă și am fost impresionat. A fost un moment trist în istoria Brașovului, dar a fost un impuls pentru noi, pentru toți locuitorii Brașovului și pentru România. Am auzit de el și am vrut să vin, sunt din apropiere, din Miercurea Ciuc și era păcat să nu vin aici. Ce s-a întâmplat pe 15? Da, este, da, revoluția muncitorilor din 87. Participanții au alergat pe traseul Romanes A, Calea București, Spitalul Județean, Sala Patria, Teatrul Sica Alexandrescu, Teatrul Sica Alexandrescu, Prefectura Brașov. Jandarmii brașoveni au un nou monument ridicat în cinstea eroilor, cel de-al 7-lea. Coloana Cerului, așa cum este denumit edificiul, a fost sfințită de Mitropolitul Ardealului, înalt preasfințitul Laurențiu Streza. Monumentul a fost descoperit de jandarmi în misiunile lor la începutul secolului 20, pe malul Răstoacei, lângă Focșani. A fost restaurat și pus la loc de cinste. Și simbolizează sacrificiul Mântuitorului, fiind crucea centrală, înconjurat de cei 12 apostoli, reprezentați de cele 12 laterale, sub binecuvântarea Sfintei Treim, reprezentată de cele 3 cruci din vârful monumentului. Pe lângă biserică, armata cu toate structurile ei, fie că este vorba de jandarmi, fie că este vorba de cei de la ISU, fie că este vorba de armata în sine, sunt cei doi piloni pe care România se bazează. Slujba arhierească a fost oficiată chiar de înalt preasfințitul Laurențiu Streza. Eroii noștri sunt cinstiți de biserică asemenea sfinților, pentru că ei au devenit eroi prin jertfa lor.
Deci, primul criteriu de canonizare a unor sfinți este jertfa. Deci, cei care s-au jertfit pentru credință sunt deja numiți sfinți. Coloana cerului are hramul Sfântului Apostol Andrei cel I chemat, ocrotitorul României. Ziua veteranilor este celebrată pe 11 noiembrie, dată ce marchează încheierea oficială a primului război mondial și cunoscut anterior ca Ziua Armistițiului. Momentul a fost comemorat și la Brașov, la troița din fața intrării principale a comandamentului Brigăzii 2 Vânători de Munte, Sarmi Segetusa. S-a oficiat un serviciu religios, s-a păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor căzuți la datorie în teatrele de operațiuni și s-au depus gerbe de flori. Această zi este celebrată și în semn de recunoștință pentru sacrificiul militarilor care au participat în misiuni în afara teritoriului statului român. Ne amintim cu admirație de misiunile pe care le-ați îndeplinit cu profesionalism, curaj și dedicație în ultimele decenii în teatrele de operații, pentru care vă mulțumim fiecăruia dintre dumneavoastră. Este ziua în care ne plecăm cu cel mai profund respect și smerenie în fața eroilor noștri care au plătit cu viața patriotismul și devotamentul față de țară. Pentru Armata României, semnificația acestei zile este legată și de faptul că pe 11 noiembrie 2003 a căzut la datorie sub locotenentul Iosif Silviu Fogoraș, acesta fiind primul militar decedat în teatrul de operațiuni din Afganistan. Eveniment de excepție, interes foarte mare, spectacole de gală, cei mai buni actori, cele mai apreciate piese de teatru și o atmosferă culturală cu totul specială. În câteva cuvinte, asta găsiți la cea de-a 28-a ediție a Festivalului de Dramaturgie Contemporană, care are loc zilele acestea la Teatrul Dramatic din Brașov. Evenimentul a fost deschis vineri seara cu piesa adaptată după romanul lui Dostoevski, Frații Karamazov, pusă în scenă de actorii Teatrului Mic din București. Focul care arde în tine o sarte, după o sarte și tot nu o să te stii. Până la urmă o să te sarte. O să te întorci acasă. Păi eu ce treaba? Noi ne-am dorit să facem, da, împreună cu conducerea teatrului, să transformăm acest eveniment de marca Brașovului, să-l transformăm într-un eveniment internațional, ținând cont de faptul că în felul acesta putem crea premisele ca orașul nostru ușor, ușor să devină un centru cultural național. Sâmbătă seara a fost interpretată piesa În ochii tăi fermecători, spectacol susținut de actorii Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. Stau eu, asistentele mea, am niște fete. Nu, fără ea nu merg. Ai o șansă unică să rămâi în caracterie. Duminică a venit rândul actorilor de la Teatrul Grivița, 53, din București, care au interpretat piesa Crăciun la Palat. Ești însurat, Marco? De 6 ani, domnule președinte. Și eu cum te-am știut? V-ați spus exact de 10 ori și de 10 ori v-ați întrebat același lucru, dar știu că uitați foarte repede. Teatrul ăsta e un teatru minunat, foarte frumos, elegant și spectacolele sunt sigur bune. Voi veni de acum încolo în fiecare an ca să mă simt bine și să-mi ridic nivelul cultural. Toate spectacolele de până acum s-au jucat cu casa închisă. Îi așteptăm pe cei care încă n-au ajuns la casa noastră de bilete sau pot achiziționa și de pe online pe site-ul nostru www.teatrusicalexandrescu.ro sau biletebrașov.ro. Vor avea parte de o sărbătoare, vor avea parte de spectacole excepționale cu care nu se întâlnesc destul de des. Festivalul de Dramaturgie Contemporană se încheie pe 19 noiembrie. Fiecare spectacol începe la ora 19. Biletele au prețuri cuprinse între 35 și 70 de lei. Cultura și tradițiile din mediul rural, promovate cu fonduri de la autoritățile locale și județene. Din august și până noiembrie, localnicii din comuna Măieruș și satul Arini s-au bucurat de spectacole de teatru, dansuri populare tradiționale, dar au avut parte și de multe alte surprize. Toate acestea, odată cu desfășurarea proiectului Împreună pe meleaguri natale, educație, cultură și tradiție, cofinanțat de primăria Măieruș. Ia lumea ta, să te beam mai de dat! Luați o aspirină și un piramidon și vă trece. În
În această etapă a proiectului, sașii din localitate au fost în centrul atenției. Primul eveniment a avut loc în luna august, pe 15 august. Întâlnirea sașilor din Germania, sașilor care au plecat din Măieruș și s-au reîntors după foarte mulți ani în comuna natală ca să vadă ce s-a mai întâmplat în timp ce ei au fost plecați în Germania. Timp de 4 luni, 20 de copii din Măieruș au învățat dansurile populare tradiționale. În ultima etapă a proiectului, micuții au susținut mai multe momente folclorice la căminul cultural din satul Arin. Dezvoltarea mediului economic din zonă, crearea de locuri de muncă și punerea în aplicare a unor măsuri care să vină în ajutorul mediului de afaceri. Acestea au fost principalele obiective ale întâlnirii care a avut loc la inițiativa Consiliului Local Ghimbav. Au fost prezenți oameni de afaceri din apropierea Ghimbavului, dar și consilieri locali. Toți au analizat situația economică actuală a zonei și au venit cu o serie de măsuri pentru creșterea calității vieții în oraș. Majoritatea din Consiliul Local de două treimi și-a dorit ca să avem un parteneriat cu mediul de afaceri ghimbășean. Niciodată în cei 27 de ani de la Revoluție nu s-a întâmplat ca mediul de afaceri să aibă o întâlnire cu administrația locală. Ne dorim tare mult ca atâta timp cât putem să venim în sprijinul mediului de afaceri, să o facem. Ne dorim foarte mult ca, pe de altă parte, și cei care ne reprezintă în mediul administrativ să trateze cu respect relația cu mediul de afaceri, să relaționeze foarte repede și foarte oportun, să existe relații de normalitate. Este un pas înainte, foarte, foarte clar. Este foarte important să existe o strânsă colaborare între mediul de afaceri reprezentată pe firmele care se află în Brașov și administrația locală. Absolut, este potențial, mare potențial de ajutor reciproc, de susținere. Deși a fost invitat, primarul Dorel Toma nu a binevoit să-și facă apariția. Clientele salonului de înfrumusețare Brașov Beauty Lounge au putut lua parte la o sesiune de informare despre uleiurile esențiale. Au aflat care sunt beneficiile acestora, la ce și mai ales cum trebuie să le folosească, dar și ce conțin. Natura ne oferă multe lucruri frumoase și utile, de la hrană, energie până la sănătate. Doar de noi depinde să învățăm să ne folosim de darurile ei în mod responsabil și să renunțăm la multitudinea de substanțe chimice și sintetice care ne înconjoară zi de zi. Uleiurile esențiale au un rol extrem de important pentru sănătatea organismului. Sunt lichide volatile, pure, extrase din plante, care preiau proprietățile terapeutice ale acestora, putând fi folosite în beneficiul organismului nostru. Încercăm prin această prezentare să facem o introducere în această lume excepțională și nemaipomenită, pe care noi am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă și am încercat să o aducem în viața noastră, prin folosirea acestor uleiuri esențiale și a beneficității, a tot ceea ce înseamnă ele. Uleiurile esențiale sunt utilizate cu succes pentru a sprijini organismul în procesul de autovindecare, în cosmetică, în gospodărie, ca produse de curățenie și chiar la gătit. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, ne puteți urmări online 24 de ore din 24. Toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și dacă ați surprins imagini sau aveți informații importante, le puteți trimite la adresa știrea@brașovtv.com. Sunt Silvana Voroveni și rămâneți cu Brașov TV. Urmează sport și informațiile despre vreme. La revedere! Cel mai îndrăgit salon de înfrumusețare din Brașov s-a mutat în casă nouă. Beauty Lounge își așteaptă clientele într-o nouă locație, mult mai frumoasă și mai spațioasă. Salonul s-a mutat pe aceeași stradă. Acum, serviciile de înfrumusețare sunt oferite în sediul de pe strada Avramian cu numărul 52. Salonul Beauty Lounge vă așteaptă cu aceleași servicii de calitate în materie de frumusețe.
Corona Brașov nu mai bate pe nimeni în Liga Națională de Handbal Feminin, privită de mulți specialiști drept una dintre formațiile favorite la ocuparea locului secund în acest sezon. Corona nu reușește să-și găsească cadența și a înregistrat a patra înfrângere în ultimele 5 jocuri din campionat. În jocul cu Măgura Cisnădie, Corona a început bine și a condus în permanență în prima repriză. Din păcate, Buceschi și compania nu au reușit să se desprindă la mai mult de 2 goluri diferență, brașovencele ratând din nou exasperant din situații de 1-1 cu portarul advers. La odihnă s-a intrat cu Corona în avantaj de 2 goluri, scor 13-11. În partea secundă, Măgura Cisnădie a reușit să se apere mult mai exact, iar în atac Ivana Bojovici a fost de neoprit. Astfel, Măgura a câștigat jocul cu scorul de 25-24 și a rămas pe podiumul Ligii Florilor. Pentru Corona au marcat Neagu 7 goluri, Tiron 4, Kipăr și Hotea câte 3, Bloș și Buceschi câte 2, Popa, Ciuciulete și Tătar câte o reușită fiecare. În runda următoare a campionatului, Corona Brașov va juca în deplasare împotriva formației Rapid București, apoi campionatul se va întrerupe până în luna ianuarie a anului viitor. Coronaul Brașov a câștigat fără probleme cele 3 meciuri disputate în weekend în campionatul național. Trupa lui Lacroix a învins Steaua, iar apoi a trecut de 2 ori de Sportul Studențesc. În primul meci disputat vineri, Coronaul Brașov a dispus de Steaua București cu scorul de 6-1 pe reprize 3-0, 2-1 și 1-0. Saluga a înscris o dublă pentru Lupi, celelalte goluri fiind marcate de Zabludovski, Gheorghe Biro, Jolt, Peter și Ede Mihai. Pentru trupa brașoveană au urmat 2 jocuri cu Sportul Studențesc, în care hocheiștii brașoveni s-au distrat și au făcut spectacol pe gheață. În primul joc disputat împotriva studenților bucureșteni, Lupii s-au impus cu 24-3 pe reprize 10-1, 4-1 și 10-1, în timp ce duminică dimineață Corona a trecut de Sportul Studențesc cu scorul de 19-2. Nu rata super reducerile de până la 20%. La magazinul Bazar găsești zilnic de luni până vineri între orele 10 și 18 mașini de spălat, combine frigorifice, uscătoare de rufe, frigidere, electrocasnice mici, obiecte de uscaznic noi și second hand, import Germania și nu numai. Magazinul este situat pe strada Aurel Vlai cu numărul 4, colț cu Griviței. Luna aceasta beneficiezi de reducere de 10% la orice produs achiziționat și încă o reducere de 10% pentru produsul vechi adus la schimb. Magazin Bazar, cu vrute și nevrute. Rafinament, confort, eleganță, stil și calitate doar la Prețiosa Decor. Servicii specializate de proiectare și design mobilier, ambientare și utilare în funcție de stil și bugetul casei tale. Showroom Prețiosa Decor, Bulevardul Cării, numărul 3A, Incinta Unirea Shopping Center, etajul 2. Prețiosa Decor, Furniture and More. Festivalul Internațional de Dramaturgie Contemporană, Brașov, 10-19 noiembrie, la Teatrul Sică Alexandrescu.